Tu faci și atletism, ești una dintre puținele care face atletism la nivel înalt și volei la nivel înalt. Cum se împacă cele două sporturi, antrenamentele, cum se împacă? La antrenamente acum sunt axată numai și numai pe volei, pentru că la atletism eu fac probe de aruncări, iar aia se întâmplă în perioada de toamnă, vară, iar atunci se cam termină perioada de volei. Și când termin cu antrenamentele de volei și cu campionatele, încep cu antrenamentele de atletism, unde mă duc la competiție. Când va trebui să alegi, la un moment dat va trebui să alegi între cele două sporturi, ce vei alege? Atletismul? Momentan încă nu m-am gândit, dar probabil și mai mult ca sigur o să mă axez pe volei. Revenind la mondial, care e cea mai frumoasă amintire a ta de la campionatul mondial din Mexic? Cea mai frumoasă amintire a mea a fost aceea când am bătut Turcia, deoarece n-am luat niciun set niciodată la Turcia și am avut multe meciuri cu această echipă. Iar am ajuns la mondiale, unde a fost cel mai important campionat de până acum, unde am reușit să le batem. Și sunt mândră de mine și de echipa mea.